Salut! Mă gândesc de mult să încep să inițiez astfel de discuții pe teme vitale despre care biserica și statul și școala tac din falsă pudoare. Dar acum, iată, am o ocazie neașteptată. Un cunoscut, un internaut, un coleg de pe Facebook mi-a semnalat un caz de sex despre care a aflat. Sex cu o persoană minoră, încă are 17 ani, dar mă întreb cât de periculos și cât de ilegal e sexul cu o persoană care e aproape matură și are cumva vârsta când poate să constituie o familie, să fie oficial și legal înregistrată. Îl rog acum pe Iulian Ungureanu de la Botoșani să intre cu mine în direct, pentru că așa am convenit, și să relateze cazul, după care să încercăm să discutăm. Hai, Iulian, nu da like-uri, dar privește și intră în direct. Deci am deschis pentru Iulian deocamdată accesul. Poți apăsa, Iuliane, pe mutrele verzi din partea de jos a ecranului și să intri cu mine în dialog. De fapt, va fi mai degrabă o relatare a ta, dar în live-ul meu, în care, iată, deja vreo 60 de oameni se uită. Dacă nu reușești, pentru că mai devreme am văzut că m-ai sunat pe Messenger, semn că nu înțelegi ce înseamnă live și ce înseamnă apel video pe Messenger, dacă nu o să reușești, o să relatez eu pe scurt ce am văzut în videoul tău de ieri, de aseară. Tot pe Facebook ai relatat că știi de la un coleg, un prieten de-al tău minor de 17 ani, că ar fi întreținut relații sexuale cu un polițist de la voi din localitate din Botoșani. Că acela ar fi închiriat o cameră de hotel, că ar fi intrat împreună acolo și că ar fi făcut treaba asta. Tu condamni că ar fi ceva ilegal și imoral, probabil pentru că nu faci distincția esențială și elementară între sex consensual, adică când ambele persoane își doresc și vor să facă chestia asta, și viol. Tu formulezi problema că ar fi vorba de pedofilie. Pedofilia e sigur condamnată de lege, pentru că nu e sex consensual, pentru că una dintre persoane încă nu are capacitate de exercițiu, încă nu are posibilitatea să decide pentru sine. Totuși, vârsta de la 16 ani până la 18 ani, când deja aproape ești matur, se pare că e o vârstă în care se permite consensul. E o vârstă în care încă ești minor sau minoră, dar deja ai dreptul să decizi pentru tine. Iată și chestii din astea intime. Și deci e la limită între legal și ilegal. Cu moralitatea nu mă bag, pentru că sexul, fiind o activitate privată, ei privește doar pe acei oameni care fac asta în cuplu, în doi sau mai mulți. Dar despre legalitate mi se pare că e la limită de partea internă a legii, adică până la limita ilegalității. Ce părere aveți, dar voi, alții, cei care priviți chestia asta? Ce știți voi despre legislația românească, despre legislația Republicii Moldova, despre standarde internaționale și europene? Ce părere aveți voi dacă, iată, Iulian nu reușește să se lămurească cu chestiile tehnice și nu reușește să intre cu mine în dialog? Ce părere aveți voi despre situația asta, în care doi bărbați, unul aproape matur, dar cu acord, pentru că nu ar fi mers la o cameră de hotel închiriată știind că nu se duce acasă la om, că nu se duce la serviciu la om, știind la ce se duce cel mai probabil, dacă acest sex e acceptat, e legal sau e de condamnat. Ziceam, Iulian îl condamna pentru că el condamnă și homosexualitatea și o confundă cu pedofilie, pe când eu consider că homosexualitatea e o formă normală de sexualitate și, dacă privești din prisma prevederilor legale, din câte știu eu, e și legală
această situație și de aceea am insistat ca Iulian să nu facă publice numele nici al minorului, prietenul său pe care îl cunoaște, și nici al polițistului, chiar dacă acela e funcționar public, chiar dacă fapta s-a întâmplat eventual în timpul serviciului și polițistul ar fi trebuit să fie în altă parte, pentru că impactul care îl va avea asupra vieții personale, vieții private, asupra acelui polițist, ar fi prea mare, prea grav pentru simpla abatere disciplinară, simpla ilegalitate pe care ar fi comis-o dacă se ducea la hotel cu un tânăr în timpul serviciului sau a plecat de acasă din familie heterosexuală, a plecat cumva într-o relație extraconjugală. Asta mă tem că e în viața lui personală, e viața lui de familie. Și nu ar trebui să ne băgăm acolo, având în vedere atitudinea foarte ostilă, homofobă din societatea românească. Iulian mă tot întreabă dacă am reușit, semn sigur că el nu a înțeles cum va fi, chiar dacă până acum alte dăți el reușea să intre cu mine în dialog, când discutam despre altceva și deseori vorbeam despre politica moldovenească, el fiind doar cetățean român de la Botoșani, se băga în discuție, atunci primea notificare că eu sunt live și găsea butonul verde ca să intre și el în dialog. Azi, iată, nu s-a descurcat și pare rău pentru el. De aceea, repet, invitația mea pentru voi, ceilalți sau celelalte, care priviți acest live de pe telefonul mobil, aveți posibilitatea să apăsați butonul verde din partea de jos a ecranului, de exemplu, Maria sau Victoria. Ambele sunteți de pe telefon și ați putea să faceți chestia asta. Vă invit să aveți curaj să vă dați cu părerea, fie în comentarii pe înscris, fie să intrați chiar în direct cu mine. Constantin Veșcă zice, am făcut, deci e posibil, nu știu despre ce vorbește, despre că a făcut sex de la 17 ani. Victoria Guțu se uită. Văd că e deja pe în cadru. Interesant, se modifică posibilitățile Facebook-ului și deja nu mai trebuie să intru în meniu ca să invit omul dintre cei sau cele care privesc să-i invit să participe la dialog. Mă uitam la meci și la meciul de tenis și Simona Halep a pierdut de la ucraineanca Elina Svitolina în două seturi la turneul campioanilor din China. Nu-i bai, trebuia să fiu și eu mai responsabil. L-am luat în serios pe Iulian și am crezut că se va descurca și va ști să intre în dialog cu mine. Se pare că el nici nu privește acum chestia asta, dacă tot îmi scrie pe Messenger dacă am reușit. Bun, dar a fost o probă, un test, o lecție și pentru mine. Am formulat problema, gândiți-vă, meditați, oricum am emis atitudini, opiniile mele și informațiile de care dispun, aveți timp să vă documentați, poate diseară facem o nouă discuție, eventual o discuție în grup. Dacă cineva își dorește să participe, vă rog să-mi comunicați cu un mesaj privat, că vreau să particip într-o discuție în grup pe tema asta. Am putea să încercăm o probă de discuție pe Skype, iar aceea să o transmitem pe YouTube sau pe Facebook, pentru că am astfel de capacități tehnice să captez fluxul dintr-o conferință de pe Skype și să o transmit pe rețele sociale în direct, ca eventual să interacționăm și cu oamenii care ne scriu sau ne comunică opiniile lor. De aceea, dacă aveți Skype, scrieți-mi cu mesaj privat pe Skype, eu mă numesc curaj.net, sau aici pe Facebook, comunicați-mi identitatea voastră de pe Skype și facem un grup de Skype ca să vorbim diseară despre asta. Sau de pe Facebook, tot așa putem prelua o discuție de grup pe Facebook și să o transmitem tot pe Facebook sau pe YouTube ca să încercăm să facem discuții alternative blablaurilor electorale de la televizor, pentru că nu e așa, de grabă nu se va vorbi despre
viața sexuală, cu atât mai mult nu se va vorbi neutru sau pozitiv despre relații homosexuale, pe când civilizația ne împinge să discutăm despre asta, să acceptăm, pentru că e prea dură, e prea dureroasă homofobia și prea multe vieți au fost distruse de accidentele din copilărie, din tinerețe sau de la maturitate. Accidente care s-au bazat pe necunoașterea legilor, pe necunoașterea consecințelor. Vedem că societățile de pe ambele maluri de Prut, moldo-românești și din tot Balcanii, din estul Europei, se împotrivesc educației pentru viață, educației sexuale în școli, în familie, în grădinițe. Și asta duce la consecințe dezastruoase. Chiar în statistici se vede, suntem țările cu cele mai multe sarcini, copiii care au deja copii, sunt părinți de copii, cu cele mai multe suiciduri pe motiv de homosexualitate și de hărțuire în școală, pentru că bă, ești gay, ești lesbiană, ești bisexual, ești transexual, etc., etc. Și e timpul să facem ceva. Iată, eu m-am gândit să fac primul pas, am reacționat la semnalul lui Iulian de la Botoșani, am încercat să fac cu el un dialog ca să vi-l aduc personaj viu cu răspunderea lui să spună despre ce știe de la Botoșani. Am schimbat accentul de la condamnarea publică pe care o făcea el polițistului că ar întreține relații homosexuale și pedofile, zice el. Eu consider că nici pedofilie nu e, iar dacă e homosexualitate, nu e nimic de condamnat în chestia asta dacă s-a întâmplat cu consensul a celelalte persoane mai june. Și dacă s-a întâmplat, eu știu, fără complicații, atunci minunat să fie fericiți amândoi și eventual să ajungă o vreme când și la Botoșani și în toată România și dincolo de Prut, homosexualitatea nu va mai fi condamnată și nu va mai fi confundată cu pedofilia. Mai puțin de 12 oameni se uită la noi și nimeni nu prea îndrăznește să comenteze, nimeni nu a îndrăznit să apese pe butonul verde să intre cu mine în dialog, de aceea probabil acuși o să închid transmisiunea și eventual o să răspund după aceea comentariilor și eventualelor întrebări. Natalia Lupașcu zice: tata, virgulă, homo sapiens e homosexual? Natalia Lupașcu și alte persoane care nu știați, homosexualitatea e răspândită la toate speciile de animale, inclusiv la Homo sapiens, deci se întâmplă să fie tați, fii, frați homosexuali și să nu știți despre chestia asta, pentru că oamenii au fost forțați să-și ascundă identitatea, să se prefacă hetero, să se căsătorească, să se chinuie într-o pereche cu o persoană pentru care nu simte atracție, cu care nu se simte bine și prin asta se explică numărul de divorțuri, de cupluri nefericite, de femei acuzate de frigiditate sau de bărbați acuzați de impotență, când de fapt acei oameni poate că se chinuie într-o heterosexualitate mimată, simulată. Deci nu vă grăbiți să condamnați. Fiecare a 10-a persoană e fie gay, e fie bisexual, e fie transgen. Deci nu vă grăbiți să condamnați. S-ar putea ca un vecin al vostru, un coleg de clasă, un coleg de servicii, cineva din familie chiar să fie o astfel de persoană și acel om se simte presat, umilit, amenințat chiar de cei din preajma lor. Vă rog să vă schimbați atitudinea pentru că suntem Homo sapiens și ar trebui să luăm de bune ce ne spun Organizația Mondială a Sănătății, ce ne spun oamenii de știință, ce ne spun cercetările de până acum. Brega, dacă mai mergi mult în România, să filmezi, ai grijă mare. N-am înțeles care e riscul. Filmez de 3 ani în România. Am mai filmat și în anii 90 când făceam facultate la București sau în anii 2000 când făceam masterat la Iași. Și nu mi s-a întâmplat nimic. Oriunde te duci, filmatul e un drept fundamental, se numește libertate de exprimare. Dreptul de a primi și de a transmite informații pe orice cale. Agafia Onuță întreabă, n-am înțeles, dar de ce puține
Ce puține devin mame la vârsta de 17 ani? Sunt mame care devin la 12 ani. La 17 ani deja a devenit normalitate. Și mare parte din, dacă nu părinții, bunicile noastre, cam pe la vârsta aceea deja se căsătoreau, deja erau părinți, pentru că așa era vremea, tradiția. Se grăbeau să se căsătorească pentru că nu se știa cât vor trăi. Și se grăbeau să facă copii pentru că nu se știa câți dintre ei vor supraviețui. Acum vremurile nu-i așa, s-a schimbat și oamenii mai fac sex și pentru plăcere, nu doar pentru procreare. În Moldova nu e posibil, poate generația următoare, zice Constantin Vesci, ca și se referă probabil la schimbarea de atitudine față de homosexualitate. Totuși nimeni văd că nu reacționează la situația cealaltă complicată cu aspectul pedofil. Deci, acel partener e totuși, conform legii, încă minor, are 17 ani. Așa ne-a relatat Iulian Ungureanu de la Botoșani. Cam nepotrivită oră, domnule Brega, candidat exclus de mafie. Ziua oamenii muncesc de obicei, seara au chef de vorbă. Am intrat întâmplător și iată, surpriză. Omule, nu e o transmisiune live obișnuită cum fac eu. Am fost cumva forțat de insistența lui Iulian de la Botoșani, care a vrut să relateze chestia asta, iar eu m-am gândit să nu las ca live-ul lui de aseară cu acuzații exagerate, nefondate la adresa acelui polițist, ci doar să formulez o problemă și eventual să vă provoc, să vă invit să discutăm diseară. Dar crede-mă, sunt foarte mulți care stau acum pe telefoane, pe tablete, pe laptopuri, pe Facebook, chiar și de la serviciu, de acasă, de la școală. La ora asta, în mod sigur, mulți s-au întors de la școală și nu uita că publicul meu de regulă e de vârstă școlară, de aceea îndrăznesc să vorbesc și la ore matinale. Așa și online, dar sunt în serviciu, zice Serghei Palade. Am înțeles, dar ești probabil unul dintre puținii care privesc acum de la serviciu. Celelalte persoane de acasă, de la școală, cred că într-o pauză de undeva de afară ar putea să vorbească, să intre în direct. Brega, ăsta e un vers din Paraziții, zice Bogdan Damian și probabil a fost una dintre replicile citite mai devreme pe care nu le-am înțeles. Dar eu nu ascult Paraziții și nu cunosc acel vers. Te susțin enorm, zice Ana, și mă bucur că susțineți. Am descoperit recent un grup creat acum un an, se pare că azi sau ieri am plinit acel grup în doi, pe Facebook-ul moldo-românesc. Am văzut mai multe persoane din Republica Moldova acolo, dar cred că pentru că se vorbește preponderent românește, poate să intre și oameni de dincoace de Prut. Amintesc că eu sunt la București, în drumul taberei. Deci dacă vă interesează discuții deschise despre viața de cuplu, de familie sau eu știu, de grupuri mai mari în care oamenii se gândesc sau chiar fac sex, găsiți grupul în doi și urmăriți discuțiile de acolo, eventual pregătiți-vă să vă implicați. Și cred, le-am zis ieri sau azi când am aflat despre aniversare, că acest grup era necesar poate cu 5, cu 10 ani în urmă, poate cu 20 de ani în urmă, pentru că despre sexualitate ar trebui să se vorbească deschis, mai des, mai mult, iar Facebook-ul se pare că e accesibil de vreo 15 ani, nu-i așa? Mi-a povestit cineva în Germania, prin lege, e interzis minorii să facă sex până la 15, nu sunt sigur de cifră, până la 15 ani. După aceasta, vârstă cât cuprinde și cât încape. Păi da, asta știu și eu despre standarde internaționale. Vârsta consensului e fie 15, fie 16 ani. Deci dacă îți dai acordul, poți să faci sex după această vârstă, chiar și cu maturi. Pe când relațiile sexuale între copii de până la 15 ani, dacă nu sunt cu violență, dacă sunt consensuale, tot sunt tolerate de lege. Pentru că copiii trebuie să descopere cumva între ei partea asta a vieții. În sfârșit a apărut Iulian Ungureanu și iată-l, o să intre acum, sper, în direct. A înțeles cum funcționează treaba, ce înseamnă live, cum zicea el.
pentru Briega, că el făcea altfel de live-uri, nu reușea să aibă interactive niciodată. La mine totuși reușea să intre când vedea că sunt în direct. Azi a descoperit că sunt în direct abia la ora asta și iată, i-am făcut invitația. Hai, Iuliane, unde te-ai Salutare, rătăcit? Oleg! Da, nu. Hai, povestește, dar rămâne cum ne-am înțeles, da? Nu divulgi numele nici al polițistului, nici al Nu, colegului deci care ți-a relatat. ceea ce vreau ca să menționez, doar atât, că acest minor, o abuz ce a avut cu acest agent de poliție și ceea ce este relevant, că nu știu de unde s-a ajuns, dar bine, el să înțeleg că i-a plătit. Deci camera la hotel, i-a plătit camera la hotel și suma de bani care i-a dat-o, pe care el a venit să mă șantajeze și pe mine, deci eu eram la același hotel, care chiar nu am avut nicio treabă cu acest, nu, nici prin cap să-mi treacă, el este polițist. El mi-a spus. A, păi, hai să ne lămurim. El era în haine civile, nu era în civil, nu era în uniformă. Da, normal, da. Deci el era în civil. Și băiatului de 17 ani i-a plătit ca să facă sex cu el, deci cumva nu l-a Nu, forțat. nu, nu. Nu, fiindcă acest Am înțeles. individ, el merge și cam face tot timpul lucrurile astea pentru bani. El spune ca să trăiască, să facă bani, el din lucrurile astea face. A, băiatul care a fost plătit face sex des pentru bani, da? Da. Cu divers. Asta e un fel de prostituție. Bun. Nu știu, e până la urmă acceptat și asta de lege, că e cea mai veche meserie, se spune, Da, Oleg, dar etc. Deci. e vorba că el este sub protecție la bunicul său răspândit din dâns, că el este minor și el o semna pentru dânsul. De acord, dar minorul are 17 ani, ai spus și tu, Da, nu? normal, Eu cred că are dreptul deja de consimțământ și pentru bani, pentru plăcere, pentru curiozitate, e treaba lui, poate să facă sex cu oricine. Dacă îi place, bine, dacă nu îi place, s-ar putea să nu vrea să mai facă. De ce zici că te-a șantajat? Cum te-a șantajat așa persoană care știi că e polițist? Ai aflat după aceea că e Da, polițist? el mie mi-a spus în felul următor, dacă am să-i dau o anumită sumă de bani, de 300 de lei, ca să-mi divulge mai multe ceea ce știi despre dânsul. Că nu este prima dată. Că nu te înțeleg. Cine te-a șantajat? Acest individ de 17 ani. Așa, în ce fel? Ți-a zis că dăm niște bani ca să-ți pun informații despre polițist. Da. Bun, negociator. Eu bani de Mi-au spus tot ce. ceva despre dânsul în care eu i-am dat. Nu pot să spun, i-am dat suma de și am mai multe informații, dar ceea ce vreau să le spun, o să le spun când o să putem vorbi, fiindcă și ceea ce este dimensionat, Oleg, că el deja știe și camera unde este, birou și ceea ce este în birou. Deci se vede că a fost interacționat și în instituția poliției. Deci, n-am înțeles. Deci, el cumva poate proba că ceea ce spune nu e o invenție, o fantezie a lui, ci chiar știe, a fost în camera aceea, cel Normal, mai este probabil ceva a făcut real. sex. Găsește realitatea. Și el asta a relatat și la poliție, ce ai zis tu, că el deja a vorbit și cu poliția despre cazul ăsta? Nu, din câte am auzit, el tot mi-a spus că dacă cumva, deci era de pact cu mine când i-a cerut să-i dea încă 100 de lei, dacă nu are bani nimic așa, că dacă nu se duce la poliție și îl denunță. Am înțeles. Aici e deja foarte grav. Tânărul acela se ocupă și cu Da, dar eu șantajul te-am spus că el m-a și pentru șantajat și pe el. mine și acest om la fel. Pe tine nu avea cum să te șantajeze pentru. Decât dacă ați făcut sex și el acum te amenință că o să spună asta Dar vreodată. eu, Pe Oleg, polițist poate eu nu am să-l nicio treabă cu șantajeze pentru că asemenea el probabil oameni. e căsătorit. Pentru că acela probabil e căsătorit, probabil e la serviciu, riscă repercusiuni. Iar Normal, pentru dar să șantaj, fie. băiatul riscă doar în alt loc să-l avertizezi, da? Să nu facă bani în felul ăsta. Că cerea de la tine bani să-ți dea informația asta, încă e la limita legalității. Că a acceptat bani ca să facă sex, eu cred că e perfect legal. Dar că îl șantajează pe polițist să-i mai dea bani ca să nu spună informația asta, mă tem că e ilegal și riscă dosar penal. Dar el asta se și ocupă cu toată lumea, deci el își caută clientelă, să facă cu el,
Accepte și la urmă șantajează oamenii. Și plus că el se ocupă și cu frat, că eu deja l-am dat și pe la Poliția Suceava, l-am denunțat și la Botoșani pentru să iei în evidență, pentru că el se ocupă cu fratul. O fost chiar și la mine aici, la Târgu, la Luduș, o fost aici la mine, o venit o stat o perioadă de 4-5 ore și vrea să-i dau bani să-și iei telefon. Zic, bă, dar tu nici nu ai lucrat de banii ăștia și îți dau bani înainte. Și el, la urmă, vezi, Doamne, să fugă de aici și eu să rămân cu banii gaură, știi? Iulian, dar tu totuși în live-ul tău de aseară îl condamnai pe polițist, nu pe băiatul ăsta care vezi că e un escroc. De ce îl Da, fiindcă, condamnai pe Oleg, polițist? îl condamn din cauza că este un dement. Un om sănătos nu te cobor la mintea asta să dai bani. Puteai ca polițist să previi lucrul ăsta. Ia vinotul cu aceea, vedem de unde, ce cu tine, ce de viața ta, mai ales că ești și minor. Atât cât el s-a dus și s-a plăcut, deci înseamnă că el sănătos la cap nu este. Un om sănătos nu face lucrurile astea. Mai ales știind care e haina statului pe el în spate. Deci este polițist, nu este primar, Nu, nici la cea. sănătos este, dar e iresponsabil. Altfel, homosexualitatea e o formă foarte normală și sănătoasă de sexualitate dacă o faci protejat, dacă nu Bine, am transmiți zis boli, toți că dacă nu ar fi furtezi, dacă nu șantajezi, protejat, dar nu pot să dacă rămână dai gravid. bani, tot e tolerat de lege. Mulțumesc, Iulian, m-am lămurit. Ne-ai adus informații noi importante despre cazul ăsta. Ținem legătura și poate de seară o să încercăm să facem o conferință, o discuție în grup despre acest și alte astfel de cazuri. Dar cu siguranță că eu trebuie să Dacă o mai să fie culeg pe mai plăci. multe dovezi, pentru că el deja m-a sunat iară și vrea să spună că dacă îi mai dau iarăși niște bani ca să iei la hotel, că mai spune de ce el vrea să meargă cu povestea asta până și-ar face o sumă de bani de la mine. Dar trebuie să văd ce de făcut, pentru că și la mine banii nu pot să-i dau pentru anumitele povești. Ar fi trebuit ca autoritățile să-și facă treaba. Mi nu-mi dă nimeni. Bun, dar ce crezi că ar trebui să autoritățile să intervină în care situație? În asta că el șantajează Da, pe el mă aceea cu polițistul șantajează, l-a deci plătit pentru am să sex? depun și o plângere. Voi depune o plângere online pe IPJ Botoșani, am să completez formularul acela a IPJ-ului plângeri electronic. Așteptam să vedem, că eu am mai fost chemat la poliție, am fost sâmbătă la Botoșani, cu cazul care ți-am spus cu grădinariu Florin, cu agentul de poliție care m-a lovit cu mașina și am fost și am dat de un alt nemernic de polițist, care n-am să dau numele cât de seară când vom vorbi, și ce crezi că mi-a făcut în dosarul acela? L-a scos pe dânsul caz câștigător. Că eu aș fi insultat la dânsul, am instigat în timpul serviciului, de ce era într-adevăr de serviciu, dar ceea ce el a relevat în declarația care i s-a luat, nu rebate cu ceea ce a fost realitatea de la mine, prin chestii și o cameră de filmat, când a fost în poliție scandalul. Deci el ar fi trebuit. Doi, el nu justifică intervenția care el a făcut-o, că el m-a dus și cu giroparul și m-a ținut de la ora 9 până la ora 1 seara la poliție. Pentru ce? Fără să-mi ia declarații, fără nimic. El nu a menționat asta, a menționat-o eu. Deci el m-a reținut fără niciun motiv. Trebuie să faci o plângere. Trebuie să faci o plângere pe abuzul lui Dar la IPJ și la eu am parchet. făcut acum. Amenda trebuia să o conteste. Sper că ai contestat amenda aceea. Amenda aceea n-am mai făcut nimic, fiindcă lăsa așa, am fost la comandant și am vorbit și o să verific. Și v-a spus că este o greșeală din partea polițistului. Dar nu ne putem greși și trimitem prin poștă, fiindcă cei de la primărie mă înștiințează că eu trebuie să plătesc. Sau dacă am cont bancar, îmi pun și îmi blochează contul, pentru că voi, ca oameni alegi, voi greșiți. Dar ce face? Ne jucăm cu banii oamenilor și cu conturile oamenilor? Ai pierdut termenul, dar și nu o să mai poți contesta și cel mai probabil vei plăti amenda. Te-a dus din nas inspectorul și ți-a zis că au greșit, ca după aceea să expiri toate termenele și tu să plătești amenda Oleg, ca până un la urmă, fraier. eu nu mă grăbesc ca să le dau bani, că statul nu mi-o oferă nimic, dar au mână de luat, dar mână de dat nu are. Statul român, așa este făcut, numai să-ți ia, dacă să-ți ia. Și auzi altceva, vreau ca să-i felicit pentru inițiativa care ai făcut-o cu stema de la primăria, de la doamna Firea, care în loc să pună stema întreagă, i-o tăiet acolo, știi, am văzut acel videoclip. Oameni incapabili. Pe atunci, cum? Dar culmea, de un an jumătate, tema aceea așa stă tăiată și au văzut atâta lume video-ul ăsta pe internet, autoritățile nu au reacționat că e profanat simbolul de stat, e simbolul oficial al localității București. Oleg, Fix la intrarea oficială, pe noi
Prima Da, dată. Oleg, eu mă întreb un felul Asta următor. este. Da, dacă era un cetățean de rând, să urci, să o tai, să o fac, ce s-ar fi întâmplat la acel cetățean? Și acei indivizi care au tăiat din acea pancardă nu pățesc nimic. O mai veni și acel cu ochelari, când să te legitimezi, să vadă cine e. Dar ce treabă avea el? El luptează și celălalt individ. Am mai văzut că mai venit un individ. E așa, când văd presa, cam așa se Dosar întâmplă. penal ar fi avut. Un cetățean de rând ar fi avut dosar penal pentru Cred că eram și la că pușcării, tăia cred că coada eram și și la pușcării în spatele gratilor, pentru că vezi, doamne, cât te lua de sistema României sau cum te încadrau ei, că ei te încadrează la orice. Dar ei, dacă greșesc, nu le face nimeni nimica, pentru că, vezi, doamne, sunt oameni publici, oameni importanți. Bun, Iulian, știi să ieși sau te scot eu? Ies sau scoate, mă, și de seară, după ora 8, vom intra iară. Da, poate facem o conferință. O să încercăm sau pe Facebook sau pe Skype. V-am zis cine vrea să discutăm despre tema asta în grup, de seară de la ora 8, când puteți vorbi și voi. Vă rog să-mi scrieți mesaj privat cu eventual numele vostru pe Skype sau mă găsiți curaj.net pe Skype sau să-mi scrieți că vreți să participați de pe Facebook și măcar 3-4 oameni putem să facem o conferință și să o transmitem live. Așa, cu Germania am citit de la Tigru Siberian. Oleg, îmi zice Mihailă Marcel, tu numai cu prostii te ocupi, oamenii se îmbată și se trântesc într-o lebuză, influență rusească, Dodon, torturi în închisoare, sărăcie Lucie, exodul populației, minorii pot face sex. Când văd așa lucruri, îmi dau seama că în Republica Moldova nu se va trăi bine niciodată. Da, nu sunt de acord cu omul, dar bine, dacă lui se pare apocaliptică situația, e problema lui de percepție. Situația nu e deloc apocaliptică, nu e bună, nu e roz, dar nici nu se concește sfetul. E interzis prin lege un minor să facă sex cu cineva mai mare, fiind o diferență prea mare de vârstă, adică 17 cu 19 e normal, iar 17 cu 27 nu mai e bine. Nu, Tigrule, eu cred că diferența asta de vârstă e valabilă la 7 cu 12, de exemplu. Dacă sunt minori cam de aceeași vârstă, atunci asta se tolerează, se iartă, mai ales că nu sunt fertile, atunci nu au boli venerice, deci riscurile sunt minori. Copiii sau și-au cunoscut corpul, sexualitatea, se iartă, se spune că nu-i bine și atât. Nu se pornește un caz de pedofilie sau perversiuni sexuale decât dacă a fost cu violență și cu viol. Atunci violul se pedepsește și între minori. Pe când sexul consensual, eu cred, din câte cunosc eu legea, eu cred că de la vârsta de 16 ani, un minor poate să-l facă și cu un major, cu un matur. Dacă e consensual, dacă e cu acord, se consideră că maturul profită de mintea încă necoaptă a minorului și eu aici sunt total de acord. Da, asta e raționamentul pentru care e condamnată și e pedepsită penal pedofilia. Pentru că un minor, cum am zis, nu are discernământ sau încă nu are capacitate de exercițiu, că discernământ au foarte mulți minori încă de pe la 7-10 ani, deja înțeleg foarte bine lucrurile de pe lume, din familie, din viața lor personală, pe când nu au capacitate de exercițiu și ei încă nu pot decide foarte bine, având în vedere consecințele și tot ce se întâmplă. Bianca Andreescu s-a accidentat și abandonează în duel cu Carolina Plișcova și a luxat un picior. Îmi pare rău. E o jucătoare de origine româncă care acum apără drapelul Canadei și care s-a duelat mai ieri, alaltă ieri, cu Simona Halep și a pierdut la limită. Deci semn că sunt foarte bune amândouă. Ziceam, de asta e condamnată pedofilia și zoofilia, ca fiind chiar penale, pe când homosexualitatea, bisexualitatea sunt considerate forme normale de sexualitate pentru că implică persoane integre, mature, care fac ce fac în pat, la bucătărie, la baie și unde le place, fac consensual, cu consens, cu capacitate de exercițiu.
Ce influență rusească? Prostii pentru proști, zice Natalia Lupașcu în replică la cel care zicea că e influență rusească. Ce se mai întâmplă? Oleg, n-ai altă ocupație? Întreabă sau îmi reproșează Liviu Calmațui. Am multe ocupații. Iată, lucrez la o cerere cu două capete, cu două incidente de aici, din România, la CEDO, împotriva justiției românești. Am două procese de judecată săptămâna viitoare. Și mai am alte griji și ocupații. Trebuie să mă duc să-mi iau și telefonul de la reparat. Dar asta mi s-a părut important. Și vă zic, de mult mă gândesc să încep a face discuții, intervenții despre viața de cuplu, despre sexualitate, dar tot nu îndrăzneam. Cu toate că am abordat uneori în hangout-urile noastre, în palavre, discutăm discuții, discuții în dormitor sau cum le mai numeam noi, am abordat astfel de teme. Mi-am amintesc că chiar prima discuție a fost despre masturbare. Dar acum, recent, n-am mai făcut astfel de discuții, doar că m-a provocat Iulian Ungureanu de la Botoșani cu această relatare despre polițist și prietenul lui, care s-a constatat că și el e un malefic. Își vinde corpul, își vinde informațiile și recurge chiar la șantaj, deci e o persoană cumva certată cu legea. Poate din inconștiență, poate că nu știe consecințele, cum ziceam, e un minor, dar poate pentru că le știe foarte bine, dar așa omul e pornit, e educat să se impună. Liviu Calmățu îl judecă pe Iulian după cum arată, zice că îi pare că e maniac, eu cred că e greșit și necivilizat să judeci oamenii după nume, după aspectul exterior, după origine etnică, după orientare sexuală sau după confesiune, convingeri religioase sau filozofice. Civilizat e să judeci omul după vorbe și după fapte. Cred că așa vorbesc cu oamenii care nu au copii, că relațiile dintre bărbați sau homosexualitatea e enormă. Natalia Lupașcu, nu e adevărat, așa vorbesc cu oamenii care s-au documentat și s-au informat și s-a constatat că homosexualitatea, bisexualitatea sunt forme normale de sexualitate, exact ca și heterosexualitatea. Dumneata, presupun că te crezi normală, dar normalitatea dumitale are un nume științific, se numește heterosexualitate, adică nicio diferență între homosexualitate, bisexualitate și heterosexualitate din punctul de vedere al științei. Nu, dragilor, nu-i bine, nu-i normal, insistă Natalia Lupașcu. Da, bine, eu zic să consult și alți specialiști decât preoții de la biserică sau din asociația creștină în care poate ai nimerit întâmplător. Doamne ferește, a zis cineva, nu știu la ce se referă, dar eu zic mai de Doamne, discuții despre sexualitate și despre probleme din astea, pentru că altfel, evitând discuțiile, problemele se vor înmulți. Bogdan Damian zice, fiecare cu ale lui, dar ca bărbat, când așa de dulce e păsărica, eu nu știu, nu înțeleg. Repet, fiecare cu ale lui. Exact, Bogdane, pentru cineva e dulce păsărica, pentru altcineva e gustos cu coșelul, deci fiecare cu ale lui și nu trebuie să condamnăm oamenii pentru gusturi, pentru că e primitiv. Ionel Fălcaru ne salută din UK, mă bucur că ne priviți și sper să rezolvați acolo cu Brexit-ul. Nu știu ce se întâmplă în lumea asta, dar unii sunt duși cu pluta rău, ala Goloman, da, unii sunt duși cu pluta, dar asta tot nu e de condamnat, pentru că omul nu-i bucuros dacă e dus cu sorcova sau cu pluta sau i-a sărit vreo doagă. Ultima vreme, din cauza stresului, din cauza poluării, din cauza telefonilor mobile ținute prea mult la ureche, oamenii se scrântesc tot mai des și pentru suferințele psihice, mentale, omul nu trebuie să fie nici desconsiderat, nici marginalizat, ci trebuie să avem cumva mai multă indulgență, mai multă empatie și înțelegere și omul să-l acceptăm în societate, în familie, așa cum este, chiar dacă ni se pare că e dus cu pluta. Vorba cântecului, se pare că toți suntem puțin luați și nu prea mulți dintre noi suntem specialiști psihiatri sau psihologi ca să punem diagnosticuri.
Lăsați-l în pace, omul cere și el informații. Fălcarul Ionel probabil mă apără pe mine pentru că Iulian mi-a dat informații, nu mi-a cerut informații, iar alții pe aici nu au prea intervenit. Amintesc, puteți, dacă aveți curaj, vă dă voie mama, partidul, nevasta și prima învățătoare. Puteți să apăsați pe butonul verde din partea de jos a ecranului cu doi omuleți și să participați în discuție. De fapt, deja observ că nu mai e verde butonul din partea de jos a ecranului, dar probabil depinde de versiunea de Facebook pe care o aveți și de telefon. Găsiți doi omuleți în partea de jos a ecranului, apăsați pe el și puteți apărea cu mine în cadru vorbind la tema asta. Dacă nu, chiar dacă 25 de oameni se uită la mine, la noi, mă gândesc să vă mulțumesc pentru atenție, pentru implicare, pentru like-uri, share-uri, comentarii și să vă dau întâlnire pentru data viitoare, care poate fi oricând. Avem noroc de tehnologie și de posibilitățile tehnice, de libertate. Deocamdată, haideți să folosim această libertate pentru a deveni mai informați, mai puternici, mai empatici, mai solidari unii cu alții și unele cu altele și invers și amintirile și în tot felul. Deci s-ar putea diseară să vorbim pe tema asta. Dacă nu, altă dată, oricând, urmăriți-mă.